limbarnice. Salutare tuturor, bine ați revenit, bine v-am regăsit. Ei bine, uite că suntem aici din nou cu un episod din Drag Vlog. Ia să-mi dau drumul puțin la aer, pentru că mi transpiră jamurile. Jamuri transpirate, jamuri XP transpirate. Ce mai faceți, dragilor? Cum mai sunteți? Mă bucur că în sfârșit am reușit să mă apuc din nou de filmat. Doamne ajută, facem aici o sfântă cruce, așa, pac, pac, pe acolo. Am revenit cu Traglog-ul, ne apucăm din nou de treabă. Mi-a revenit din nou, să zic așa, plăcerea de a filma. N-am mai filmat de mult timp. Sincer, nici nu m-am mai uitat pe canalul de YouTube de o perioadă de timp. Am mai postat un clip acum 2 luni și tot așa am zis, bă, hai că postez, că mă reapuc, că nu știu ce. Dar de data asta nu mai zic nimic. Filmez efectiv când îmi vine și când îmi vine, atunci pac, scoatem clipul pe bandă. Astăzi, dragilor, suntem cu un man. Nu știu sigur ce model e, e mai nou. Nu știu sigur TGX, TGA, Dumnezeu să-l bată, chiar nu m-am uitat ce e. Și are ceva frumos pe ea. În ultimul clip v-am arătat altceva. Astăzi sunt din nou cu altceva, dar la aceeași firmă, nu mi-am schimbat firma, pentru că mi-am pus un loc de muncă, un loc. Locul meu în firmă e că sunt Springer, adică lucrez pentru toată lumea cum ar veni, când pleacă cineva în concediu, sunt pe anumite mașini. Până acum, până mai 2 săptămâni în urmă, am avut o mașină fixă, dar au fost puțin cam veche, au vândut-o deoarece au cumpărat alta nouă, chiar aia pe care ați văzut-o în ultimul clip, s-a dus, a plecat și am rămas practic fără mașină. Până îmi vine o mașină fixă, o să trebuiască să fac treaba asta. Nu mă plâng, deoarece sunt plătit un pic mai bine și în plus e aceeași muncă. Adică munca e muncă, practic, na, te duci la muncă, n-ai ce să-i faci, dar avantajul e că învăț mult mai multe chestii și asta e bine pentru mine. Nu știu dacă v-am spus, chiar nu mai rețin, dar mi-am făcut și un atestat de macara, o macara până în 30 de tone și astăzi lucrăm cu macarau, dragilor. Mergem să livrăm niște saci cu pietriș, un palet și o mică betonieră. Dar asta o să urmeze să vă arăt eu când ajung acolo. Din păcate cam plouă. Sper să nu-mi plouă atât de tare încât să nu pot să descarc. Că dacă îi dă un pic de tornadă, o să stau să fac puțină pauză până se va opri. Că n-am. Am eu și aici pe linie de ploaie, uite acolo, nebunia aia colorată, verzuiul ăla gălbui, lămâi. Dar la căpuț nu am nimic și o să mă ude, o să mă facă fleașcă. Dar vedem noi ce e acolo când ajungem. Avem, dacă nu mă înșel, 6 bucăți de saci, big pack se numesc. Saci de aceea cu pietriș, granit, un palet și betoniera. Avem la un șantier 3 bucăți, paletul și betoniera și la celălalt încă 3 bucăți. O să fie interesant, este a treia zi în care sunt singur pe macara. Am început de luni și am fost cu cineva, iar de marți am fost singur, marți, miercuri și astăzi e joi. Nu știu când vedeți voi clipul ăsta, dar este joi la mine astăzi, 18, cred bine. Și sper să vedeți și voi clipul ăsta cât mai repede, sper că Spedone să-și facă treaba, că Spedone au venit în Austria, Spedone e la mine acum. O altă informație pe care nu o știți, deoarece nu prea... N-ați avut unde să vedeți decât pe Facebook sau pe Instagram, dacă mă urmăriți, o să le las undeva pe aici, Spedone, pune-le pe aici, pe undeva, ca să ne urmărească oamenii și acolo. Acolo postăm mult mai des, mult mai des, regulat să zic, nu extrem de des, cam cum fac toți oamenii normali. Nu prea postez eu story-uri și de astea, dar în schimb sunt activ pe Facebook, pe Insta, mai postăm câte un alta. Dacă doriți să-mi scrieți ceva sau aveți întrebări, la fel mă găsiți mult mai ușor acolo decât aici pe YouTube. E mult mai simplu, să zic așa, pentru mine cel puțin. Mai avem de mers încă 12 km de urcat la deal. Din păcate mi-a picat și netul. Nu e ok,
așa, stai, bum bam brum bam 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 bum 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 bum. Nu prea mai postează lumea. Nu știu ce se întâmplă. Cred că am fost eu cu impasul ăsta la că am zis eu, bă, nu mai postez eu, gata, au zis toți, bă, nu mai postăm. Și na, nu prea mai postează lumea. Trag loc. Puțin, puțin. Și care s-au mai apucat sunt așa câțiva mărunței. Unii fac content care nu prea are legătură cu meseria asta, să zic așa, dar în rest au mai rămas doar 2-3 care fac treabă ca lumea. Hai că curbă dacă e. Ce mi-a alunecă mașina, frate, pava asta. E nasol. Sper să avem loc mișto unde trebuie să descărcăm, pentru că macaraua asta are și niște picioare lungi pe care trebuie să le scoți în afară. Ieri era să fac mare buleală cu ea. Am încărcat niște bolovani foarte mari și efectiv mi-a picat bolovanul din Greifer, frate, am un fel Greifer, cred că îi spune în română, nu știu sigur. N-am avut de a face cu așa ceva în română și în România, spre exemplu, și nu știu cum se numește. Așa că îmi cer scuze. Sper să lucru mâine cu el, să vi-l pot arăta și pe ăla. Pentru că astăzi am doar chestia de ridic paleți cu ea. Nici asta, nu știu cum îi zice, un fel de furcă pentru paleți, pentru macara, o să o vedeți voi imediat. Îmi pare rău că dacă nu știu cum le spune la lucruri în română, dar n-am avut de-a face cu ele, efectiv, în română și nu știu. Ae, nu vreau să vorbesc aiurea sau să induc pe cineva în eroare, dar nimeni nu e perfect, după cum știți. Informații noi, mi-am cumpărat și o dronă pe care am vrut să o testez astăzi. Azi dimineață i-am zis aseară lui Speedy, zic, bă, pune drona la încărcat, că dimineață, zic, vreau să o iau cu mine să filmez, dar de unde? Când am văzut ce vreme e, zic, na, dronă mă fac, zic, las-o acasă, frate, n-are rost. Și în plus, cred că mi-era și un pic greu să și lucrez, să și filmez cu drona în același timp. Dar o să văd când îl iau pe Speedy într-o zi cu mine și tragem niște cadre de la Blanao, facem un intro nou, un intro mișto, pentru că ne reapucăm de treabă. Și o să ne reapucăm de treabă și cu gaming-ul pe canal, pentru că mi-am refăcut și biroul. La fel, doar dacă mă urmăriți pe Facebook sau pe Instagram, l-ați văzut. Dacă nu, o să încerc să-i fac un room tour, așa, să vedem. Mi-am făcut o cameră acasă, o cameră efectiv specială doar pentru așa ceva. Nu există nimic altceva în camera aia decât gaming room, atâta tot. Ceva ce mi-am dorit de foarte mult timp. Toate s-au aranjat frumos, pac, LED-uri nebunii, știți voi, RGB, PSP, NPS, peste tot. Pentru că așa ne place, nouă nebunilor ăștia care ne place să ne jucăm, știți despre ce vorbesc. Dar dacă vreți să facem un room tour, să vedeți cum arată noua cameră de gaming, pentru că biroul este total altfel, este total altfel aranjat față de cum vi l-am arătat de ultima oară aici pe canal. Scrieți în comentarii și o să facem și treaba asta. Am văzut unui adresa, merg înainte. Hop, 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 hop. Haide! Merge, merge. Băi, ce nu-mi place la mașina asta, frate? Uitați-vă cât volanul are, frate. E uriaș. Efectiv, e uriaș. Și area de virare, de viraj, spațiul de care ai nevoie pentru a face executa un viraj, e efectiv uriaș. Îți trebuie spațiu, frate, să virezi cu ea. Deci nu te baci cu ea peste tot pe unde mă băgam cu betoniera, spre exemplu, dintr-o singură mișcare. Cu asta, pac! Ori te încadra cum trebuie cu ea, dacă știi raza de virare, ori dacă nu, pac, dai înapoi cu spatele, că așa e frumos. Bun, eu mai am 7 km până ajung la șantier. N-are rost să mai filmez până acolo, deja drumul ăsta îl știți, îl mai am deja pe câteva vloguri, doar că îl avem în retur, adică când am coborât la vale, acum am urcat sus, și n-are rost să-l mai filmez iar, așa că ne auzim de pe șantier. Na bun, fraților. Hai că mi-am luat asta pe mine, deci arăt ca un ursuleț. Am ajuns aici. Bun, dăm drumul la pompă. Ne luăm telecomanda cu noi și ne uităm ce avem aici de descărcat. Bun, deci 3 de split, un palet cu beton și o mică mișe, așa îi spune, mișe. Okay. Here's what I found online. What? Please look at the screen. De ce mă asculți? De ce mă asculți?
Exact, că te ascultă. Da, bun. Hai să-i dăm drumul. Să-i schimb becul, legăm nevărele. Bine. Ia, 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 hobby, hobby, hobby și Andrine, ia. Pas. Așa, o să avem nevoie și de mănuși. Sper ca sunetul să fie ok. Bă, momentan aici nu-mi trebuie. Dăm drumul la piciorul și primăvară. Operațiunea, pentru că e mult mai ok așa. Lana. Uite-te cum arăt, ce mare asta pe mine. Bun. Așa. Perfect. Deci un pic mai jos. Lana. Dăm drum la pompă. Deschidem în spate. Și doar o laterală, pentru că am nevoie doar de una. Pun și telecomanda pe mine. Așa. Strângem. Trebuie de aici mai întâi să-mi scot niște chingi. Avem pe astea două. Ne ajung. Bun. Chidem înapoi să-mi intre apa. Și foarte important, tot timpul îmi pun chestiile astea la loc, pentru că sunt niște lucruri mici și le pierd, frate, tot timpul. Aici. Opa. Avem nevoie de ceva și de aici. Am gătat cu ea, o pun la loc. Dacă o pierd. Și dacă o pierd, n-am cu ce să mai deschid, și am pus-o după aia. Bun. Ok. Deschidem și asta. Ah, am uitat să las kinga jos. Am o kinga acolo, după cum vedeți. Ne cățărăm peste tot și facem cum trebuie. Aha. Te-ai lăsat la locul tău, bun. Mă, kinga o las momentan aici. O să o strâng după. Așa. Mai trai mânușa cât lăsăm ăsta jos. Deschis. Asta din păcate nu e hidraulic. Așa. Hai să dăm drumul și la Macara. Foarte încet. Deoarece atunci când o deschizi,
E cel mai ok să-ți lucri cu foarte încet. Nu știu de ce. Pe repede înainte, când apeși pe manete, imediat face figuri. Acum pot să-i dau puțin mai repede. Am prins vreme nașpa, după cum se pare. Da, na. Aia e. Merge. Merge, merge. Primul braț trebuie să ridicăm tot timpul sus de tot, ca să beneficiem de putere maximă. Gata. Lăsăm mai jos, pentru că acolo are o clemă. La mine, pentru că aici îmi trebuie. Invers. Încă îi încurc câteodată comenzile. Cel puțin la început, până mi încep munca, pentru că, na, am o ce să-i faci. Așa. Îmi punem mânușile, că avem nevoie de ele. Ce mânuși groase! Ăla e. Vai, ce greu lucri cu ele! Bine, și chestia asta e strânsă tare. Forsafti. Forsafeti. De acum ne urcăm sus, tati. Bun. Tragem asta înapoi. O să lucrăm și cu treaba asta de palet. Avem un palet. Scoatem prima oară pe ăsta. Bă, o să renunț la mânuși, pentru că mă enervează, frate, uite, le arunc acolo jos. Opala! Așa. Prindem bine, frumos. Pac, pac. Pac, pac. Totul prins. Ai ce uză să aceștia, frate. Ce curge apa din chingile mele. Și sus cu el. Sus și va trebui să-l ducem acolo în spate. Cât se poate de frumos și elegant. Așa, frate, și îl ducem acolo. Problema e că trebuie să și cobor. Lucru pe foarte încet, pentru că unul la mână, nu mă grăbește nimeni, mi s-a recomandat să lucru foarte încet, și doi la mână, îți plăti la oră, frate. Lăsăm ușor în jos. Trebuie să cobor. Trebuie să cobor, să urc, să cobor, să urc. Dana, ce să-i fac, nu?
Acum puteai să dăm mai pe repede. Să meargă treaba asta repede acolo, da. Pentru că trebuie să mor de 7 ori sus. Facem așa. Lană, lană. Bă, înapoi. Tot timpul telecomanda oprită când fac manevre de astea, pentru că este, există posibilitatea ca atunci când te cațeri să dai efectiv de manete pe aici și să freci treaba. Băi, dar ce plouă, bă, ce plouă, fătoaie, mama e de ploaie. Hai să luăm și pe frumosul ăsta de aici. Bă, și fiarele astea trebuie să le las. Pun aici momentan. Vai, vai, vai. Asta o să mi le trebuiască iarăși. Avem și aia. Dar cred că luăm aia prima oară. Sau paletul. Hai că iau paletul dacă tot este aici. Bun, am o dăm pe extra încet. Mai întâi ne luăm treaba. Exact. Ce mai e în față. Hai frumusețea lui tata, hai da. Ia să mă bag și la interior, trebuie să fiu atent. Hai că nu era să-mi rup dinții dacă e. Bun. Bă, e grea, nu pot să o manevrez cu mâna. Ce bulangeală e aici, stai să vezi numai că trebuie să duci macaraua în așa fel. Exact, te vezi, o las jos. Și căcatul ăsta trebuie să se ducă în spate. Eu acum dau ea în spate și las jos. Ăla-i. Bun. Acum stă relativ dreaptă. O băgăm aici. Și ușor, ușor, cu o mână dăm în față. Și ridicăm un pic de ea. Pentru că ea acum când iasă efectiv, coboară, vezi? Tot folia, măti. Uite mă, n-ai ce ține, mă. Ăla e. Mi-e greu să lucru cu treaba asta, sincer. Da? A, e. Lucrăm și cu ea. Încet, încet. Bun. Acum lăsăm jos. Și va trebui să o trimitem în față, pentru că de acolo se ridică, de fapt, paletul.
Da, vedeți cum trebuie să merg cu treaba asta? Băi, milimetric, frate, milimetric. Foarte încet ridicăm. În spate. Vedeți cum vine? Hop, hop. Ăla e în aer. Uite acolo, o să învârt și aia, invers. Să stea cât mai drept. Ăla e. Și avem un palet de ciment în aer. Dumnezeule. Hai, înainte, tati. Bă, sincer vă zic, cu astea mi-e frică să lucru. Dar mă dau jos. Mi-e frică să lucru cu ea pentru faptul că... Nu știu cum naiba, poate îmi pică de pe palet, nu știu, am eu o frică că îmi pică paletul, nu știu de ce. O să le duc lângă sacia. Nu e extrem de complicat, sincer, dar e futai, frate, că, na, plămă. Ușor-ușor, lăsăm jos. Na, vedeți care e șmecheria? Acum dăm înapoi în spatele tot și lăsăm în jos, pentru că ea se ridică. Uitați-vă și voi acolo, aha. Așa se lucră cu macara, cu prostia asta, de-aia vă zic eu că e complicat. But it has to go. Sau it have to go. Nu știu, nu mai vorbesc engleză bine. Lasă jos, ursuleț, lasă jos. Lasă din nou jos, ursuleț. Lasă iară jos, ursuleț. Ăla, iau-te-l. Pac. Acum va trebui să urcăm iară sus, înainte de a termina treaba cu paletul, de a pune aia înapoi de paleți. Am nevoie de asta și de o folie. Așa. Am primit aici o folie de la cine a comandat macara asta. Uite așa. Pentru că trebuie acoperit acest palet, chiar dacă e înfoliat. Paletul cu ciment. O să pun astea momentan. Așa. Cum am zis, am apăsat pe telecomandă ca un idiot. Am uitat să mai opresc. Eu v-am zis vouă că trebuie să o opresc și am uitat să mai opresc. Aia e. Vai, futu-ți mânușa. E direct pentru paletă, ok. Lana. Prindem așa câte un pic pe părți.
prea ne mai interesează, e livrat. Bun, iară sus. Cam sus, jos, sus, jos. Faci un pic de mișcare. Dar nu mă plâng, frate. King asta așa. Hai să-mi pun ăsta de pales la loc. Renunțiar la mânuși. No problemă, amigo. Primul client aproape gata. Ce ceață aici? Vine după mine, vine după mine, vine după mine. Să mă întorc eu aici. N-am chef să mă pleznească. Hop, 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 hop. Uite buleala, vezi? E cu stânga, tati. From the middle. Aha. No, no. Așa, mă, from the middle, da. Și n-am un sus, înăuntru, și am un jos. Aha. De-aia mi l-am pus eu bine ieri. Dar era și peretele acolo. Și de-aia mi l-am pus bine. Astăzi nu-l mai pun bine. Bă, dar greu-i, mă. Hai că-i facem balans. Încă o dată. Uite, vezi, era peretele, l-am pus ieri. Și l-am proptit în perete. Bată-te, norocu. Hai că-l trag, uite așa. Tal sorinelu. Sus cu tata. Să luăm și betoniera. Beton, beton. Merge, să o iau așa. Unga. Pe aici. N-am chef să o dau de pământ. Sincer. Știu că nici nu stă dreaptă, n-a stat dreaptă nici când am încărcat-o. Mai luăm o chingă de aici. Lana. Sărim, sărim. Opala.
Kinga mea înapoi. E a mea. Așa e. O las acolo când mi-o trebuie. Trebuie mănușă. Am primit și acordul, că le-am pus bine. Trebuie o mănușă. Una, numai una, care urlă ca nebuna. Așa. Închidem după aia. Mai întâi. Acolo este o clemă, eu nu știu dacă voi o vedeți. Să stau așa un pic să o vedeți și voi. Perfect. Acum o mai lăsăm doar jos. Și gata, am terminat treaba aici. Mai avem 3 sași la cineva și gata, mergem acasă. Să vedem ce mai avem de lucru. Pe sud fleașcă în spate. Noroc că am o bluză de schimb. Norocul meu. Hai, fraților, cam asta e lucrarea. Cam așa se lucră cu macaraua. Pac, pac. Ăla-i. Nu mai am treabă cu telecomanda. În acest moment v-am lăsat. Trebuie să duc să-mi schimb chingile. King are fapt, să închid toată mașina și am gătat.